Eleu, ce faceți, dragilor? Astăzi vorbim despre un subiect mai dureros, dar din categoria nu există, eu nu fac politică, m-am decis să-l abordez într-o zi în care ar fi trebuit să vorbesc despre mine. Ce să vezi, pentru cei care ați ajuns pentru prima oară pe un video de pe acest canal, Sabina Cornovac este numele meu, blogger de 10 ani și creator de conținut pe YouTube de 178 de zile consecutive. Nenea asta de lângă mine de aici, uite-l, a reușit să devină vedetă în presa internațională, pe Bloomberg, de exemplu, și sigur au preluat și alții, și nu în sensul pozitiv. Dar cred că și-a dorit foarte tare să ajungă acolo. Nu știa el azi dimineață, mamă și-a ratat ziua de marți 13, într-o miercuri 14 noiembrie 2018, dragă domnule Florin Iordache, ai reușit să devii vedetă la nivel internațional. Iuhu! Felicitări! Să-l aplaudăm, da? Cum a reușit să facă asta? Păi domnul a primit un raport de la Comisia Europeană, de un Parlamentul European, ca toată țara asta, și s-a gândit să-și dea cu părerea. Că nu, mulți oficiali au făcut-o, de ce să nu fim atot cunoscători, de ce să ne băgăm în seamă? Și a zis el acolo că nu-l interesează, că oricum noi o să mergem înainte, că România este... Vai că încearcă să ne pune bețe în roate, că noi încercăm să fim independenți și că nu ne pasă nouă de ceea ce încercați voi să faceți, că cum adică să criticați modificările legilor justiției, cum adică să-mi luați mie pâinea de la gură, cum adică să-l îi faceți rău lui tăticu Dragnea, adică niște lucruri de genul ăsta, cu alte cuvinte logic. Și la final, ce a făcut domnul Florin Iordache? Când s-a dat jos în plenul majestății sale, cu două dește, cu două mâini ridicate, l-a arătat deștul în mijlocul la Comisia Europeană. Uite, așa a făcut. Așa a făcut. Le-a arătat, le-a arătat-o. Le-a dat, deci le-a dat-o rău de tot. Spuneau niște prieteni din online că problema nu este neapărat gestul, ci minciunile pe care le-a spus dinainte. Sunt ambele. Și gestul îl fac foarte mulți, recunosc și eu îl fac uneori din glumă, dar serios, nu-l fac în Parlamentul României, nu-l fac adresat Uniunii Europene, nu-l fac în calitate de vicepreședinte PSD și în niciun caz, după aceea, când sunt întrebat de jurnaliști în condițiile în care a fost filmat și știa acest lucru, a spus că avea mâinile ridicate și că este altceva, știți voi întrebarea aia, altă întrebare, așa a reacționat, a deviat de la subiect și abia la final, când a fost încă o dată întrebat, a zis că este un gest normal. Deci, cred că asta e o problemă și mai mare decât gestul în sine. În primul rând, discursul pe care a avut tupeul să-l aibă și modul arogant, ca să spun jurnaliștii de la Bloomberg, că a avut cel mai arogant răspuns și cel mai dur răspuns dintre toți oficialii români. Pe lângă asta, apoi hai să zicem degetul care nu demonstrează altceva decât că pur și simplu este un țăran și atât, dar atenție în sensul negativ, să nu jignim țăranii, da? Este un țăran în sensul peiorativ, e un nesimțit, pur și simplu. Și apoi și mai nasol, omul ne face pe toți proști și zice că vi s-a părut, avea mâinile ridicate, probabil că se simte deja la pușcărie, naiba știe unde dracu se simte, de stă el cu mâinile ridicate în aer, uite așa. Da, boss, da, boss. Și ce să vezi? Printre ele, face o față de aia cu read between the lines. Știți pe asta? Read between the lines. Dar nu e atât de deștept că să ducă asta. Și-a făcut așa. No. Da. Și apoi se autocontrazice singur și spune că e un gest normal. Poate e un gest normal la tine acasă, poate e un gest normal între prieteni, la o bere, cu niște... Nu se știe. Bă, dar cred eu că în Parlamentul României nu e un gest normal. Și mai spunea cineva pe Facebook o chestie foarte interesantă, că până la urmă toți avem o mică vină că nenea ăsta este acolo și că ne-a pătat imaginea României încă o dată. Da, aș putea să spun că de fiecare dată când zeci de mii de oameni sunt afară la proteste și tu stai în canapea, poți să te simți un pic vinovat. Când alegi să nu te duci să votezi, poți să simți un pic vinovat. Când accepti mită pentru votul tău, un kil de iaurt și unul de lapte și unul de orez, sau pur și simplu asculți vorba altora și nu te duce puțin bibilica să alegi ce faci,
ai putea să simți vinovat atunci. Deci, da. Domnule Florin Iordache, am un cadou pentru tine. Iată-l. Înapoi. Dar din dar se face. Iuhu! Acesta a fost subiectul de astăzi, tratat așa mai cu umor, dar plin de draci. Plin de draci. Of, zic să promovăm oameni frumoși, nu? Mâine sper să avem un subiect mai interesant. Vă mulțumesc foarte tare că m-ați urmărit. Subscribe pentru episoadele zilnice. Bye și ne vedem mâine!